Cu unii râuri, nu bine, nu seamănă, dar... Eu mă uitam că e ceva seamănă. De ce e acolo? Sunt copiii bradului, dar tu... Asta parcă e policlinica de la Rășcan. Noi astăzi suntem într-o zonă foarte frumoasă a Romei. Da. Se numește Eur, această zonă, și se socate una dintre cele mai... nu frumoase, dar una dintre cele mai potrivite zone pentru a trăi cu familia. Și plus la toate, această zonă Eur a fost gândită de Mussolini în anul 1930. El se gândea că în 1942 va sărbători aici 20 de ani de fascism. Bună ziua! Iată unde suntem noi. Haideți să vedem. Da, Giuseppe cine? Giuseppe nu știu cine. E Largo Giuseppe Pella. Largo e, dacă nu mă greșesc, e râu. Lago. Lago este lac. Da, Largo. Largo. Așa te înveți italiană. Haideți să vedem ce înseamnă Largo. Largo e wide. E larg. Giuseppe a fost larg. Ce? Tot aceeași ca și la sculeancă. Oamenii se bronzează, nu-i nimic ceva ieșit din comun. Da, eu mă vrei și tu, Olea, că se bronzează? Da, nu ne-am luat cu strâmbi, bai, data viitoare numai decât. Zona asta seamănă, apropo, cu unii râuri, nu bine, nu seamănă, dar dacă vrei să-ți imaginezi în capul tău că seamănă cu râuri, seamănă, pentru că tot așa spoduri, adică ar putea tot în zona asta unii lunca bâcului, nu știu ce e acolo, de la Moldova Gaz. Gata, am uitat, am. Ce așa unde e acolo? Pe acolo, la zona, la Moldova Gaz, dacă să vrei să dezvolte așa o zonă, fix așa e, că uite, acolo tot așa da. E iarbă, tot așa e pod, e fix. Vizualizăm. Eu mă uitam că e ceva seamănă. Nu înțelegeam ce. Da. Hai, ți puteai depărca aici. Da, crezi că e voi? Cred. Iată, uitați-vă cum trebuie de făcut un pod normal. Nu ca de Mihai Viteazu. Și eu cred că el e făcut de ani în urmă. Iată, ieri m-am întâlnit cu un fost coleg de lucru. Și e, după privirea lui, după cum emoționat povestea, era foarte tare entuziasmat de Roma și de toate clădirile. Când deja, câtă noi oară am fost deja în Roma? 4 sau 5. Eu așa, ok, nice. Și asta e tot. Ce e, mă? Ce ai văzut acolo? O cascadă. Asta e o minune, o minune. Adică dar ce minune? Nu mergi prin Chișinău, dar chiar nici pe Roma. Și, oh, havuz, știi? Oi, dai că și havuz, cascadă. Da, dar știi că în română nu este așa cuvânt da, havuz? Da, e fântână. Bine că nu-i puț. Gata? Tot ce, nice! Cum acolo? Apasă butonașul de acolo. Ai vrut să spui în rus, așa e? Like patisca. Pisca. Pisca patisca. Ce, mai frumos? Da, data viitoare sigur trebuiește de luat o păturică, niște mâncărică, niște apșoară și de făcut un picnicioc. Și vazilin. Nu? Cine și despre ce? Eu mor de sete, dar tu cu vazilinul, bale. E de câtă apă este, mă? Da, de tu de acolo. Nu zici culoare are. Culoarea verde. Prosperității. Prosperități chiar, că verde înseamnă filat, da?
cancelat? Așa era lozungul lui? Nu, țin minte, ceva era cu verde, cineva, ceva, n-are importanță. Verde filat, a, da, acum n-are importanță. O stat omul, dar n-are importanță. Nu contează, este foarte frumos, într-adevăr, aici se merită de venit, de făcut picnic, de plimbi cu copii, data viitoare. Poze. Copii, a, pentru content și pentru poze, ia, uite, este ce? Ce-s? Am vrut să salune ceva. Ce să este? Descălcăm unul. Cu piciorul, mă. Dar pe ce? Dar cu ce? Tot n-au căzut jos, nu știu, e tare. Dar și ea. Tu-s copiii bradului, dar tu strici copiii bradului. Am crezut că făcea nucșoare ceva nou. Am spus că vreau mâncare, vreau apă, dar mă, gata, am ieșit în căutarea mâncării. Ca o mamă adevărată, în căutarea mâncării. Am ușor rața, spuneam. Rața, da, dar focul faci tu. Așa la ei arată poșta, oficiu central, cred că. Niște frunze de dacă poftim pentru răcituri. Mama, să nu vă trimat la cumpărături. Apropo, nici nu știu dacă este, nu cred că este. Nici este, eu am văzut. Da, eu am cumpărat românești. În românesc, da. Din cauza că lădânși puțin tot sunt foarte ăștia. Mă să legi cola ea. La tine m-am lipsit cu cola, eu ca tare. Roma atât de diferită de toate celelalte. El seamănă de fapt ca Milano. Sunt în Milano, dar tu ai fost în Milano? Da. Și te-ai plimbat? Nu. Apoi cum seamănă, dar că noi n-am văzut Milano? Am trecut! Eu am condus, eu când conduc mă uit, voi dormiți. Dar nu, am mers în Milano aproape de loc. Noi pe la periferie și am intrat la Malica. Asta parcă e policlinica de la Rășcanu. Cred. Sunt toate policlinicile care merg așa, în planimetrie pătrat. Faza e, iată, ea mă întreabă cum să bei. Mai pe scurt, pui degetul aici, iată așa, și bei apă. Vrei să bei apă? Ce facem? Orice persoană care a învățat la universitate la mine o să aprecieze. Este foarte simplu și în același moment foarte interesant. Și faptul că te uiți sub fiecare... Eu te-am dat cum să vezi, nu știu nimic. Sub fiecare trecere de ceasă și vezi, în fiecare fereastră vezi partea cealaltă a clădirii. Vezi prin ea cerul. Abiciu! Bună ziua! Mă numesc Emma și sunt... Clădirea asta minunată se mai numește Coloseu Pătrat, pentru că într-adevăr e ca un coloseu, însă are o planimetrie pătrată, în formă de pătrat. Și este foarte nice că noi, cu Ilușa Nicunea Moare, e construit acum, recent, sau tot e cândva construit. Tu uiți la așa clădiri, în primul rând arată tare fancy și așa stilat, simplu, dar cu ceva așa mai de cândva din trecut. Ea este tot din 1930-1940, adică s-a întrerupt în 1943, dar nu scrie când s-a înființat. La fel este pentru a celebra fascismul în Italia, da? Mussolini, când a făcut proiectul ăsta, a proiectat și chestia asta și ea s-a construit în anii ăștia, 1930-1940. Asta e impresionant, pentru că e într-o stare mega bună. Wow. Coliseum mai bun. Coliseum, am fost noi în Coliseum odată. Nu știu dacă se merită să te duci să achizi bani, pentru că... De două ori ai în dele. Odată noi am fost. No, în sens că de două ori nu se merită de dus. Niciodată nu se merită de dus, sincer. Adică nu e nimic interesant acolo. Toată frumusețea Coliseumului asta e exteriorul. Exteriorul e frumos, impresionant, tot ce e în jur. Adică eu consider că în Roma...
eu consider că în centrul istoric sunt lucruri mai frumoase de văzut decât Coloseumul și încă și trebuie să plătești bani și să stai într-un rând imens ca să intri înăuntru. Înăuntru e practic tot distrus, adică nu prea aici să vezi. Dacă vrei să vezi puțin cum e înăuntru în Coliseum, este filmul ăsta, Teleport. Și acolo este o scenă unde se bat taman în Coliseum. Bine, nu, acolo e mai interesantă redată. Ce în lumea asta poți vezi acum în internet? Nu, dar acolo e mai real redată. Nu știu, adică îmi pare că nu se merită. Îi povesteam lui Iliușa și îi spuneam că din nice aici s-a păstrat coloristica în această zonă, că acum am fost la Coloseumul ăsta pătrat și trecem pe lângă blocurile locative, sunt primele care noi le vedem în această zonă EUR. Și uitați-vă cât de drăguț arată, în primul rând, în stilul ăsta italian, cu balcoane mari, dar culoarea, coloristică, îi spun lui Iliușa, cum la noi în Moldova? Ia, că mă scuzați, dar rău, ia cu casa albastră, una verde, una... Nu, aici tot e păstrat, coloristic, frumos și un oraș armonios. Îmi place foarte mult această zonă, eu, gata, fan numărul 1. Am ajuns și la Bazilica lui Sfântul Petru și Pavel, care se socate ca a patra ca importanță în Roma. Și vedeți aici, în spatele meu, este și Sfântul Petru și Pavel, care sunt apărătorii acestui oraș. E nice, într-adevăr. Este foarte frumoasă bazilica asta și în genere toată zona asta, EUR, mi-a plăcut foarte mult. Este foarte curat în acest oraș. Ui, acest oraș. Este foarte curat în această parte a orașului. Very nice zona asta. Wow, ce de frumos se privește de aici. Dacă v-a plăcut clipul nostru, uitați să ne puneți un like. Nu, de este n-am gândit să postez.